înțeles argumente. Adică să spui ok și apoi spun critica. Deci în momentul în care costurile cooperării, costurile va coopera sub zero, ai obligația să cooperezi. Ales că... Ai obligația morală. Ok. În momentul în care considerăm că a ține un torent foarte, ca să ia și ca să faci CV, cum ai spus termenul folosit de tine, este, costul este zero să faci lucrul ăsta, asta înseamnă că ai obligația să lași să faci eventual mai CV să ia și el. Păi, consecințele argumentului ăsta ar fi următoare. Eu ar trebui ca din momentul de față, pe ce mi-ai prezentat argumentul și spun că sunt de acord cu tine, să am la torenți tot ceea ce iau. Și să las vaccin. Ori, din punct de vedere tehnologic, nu cred că ai costul chiar zero. Adică nu știu acum ce calculator ai avut în vedere, dar și un tera sau doi tera, până la urmă, se termină. Am descoperit asta la fratele meu în momentul când și-am cumpărat calculatorul. Știi, adică, oricât de mult ar fi și în comparație cu cei 80 de giga și CD-urile care le am, adică, în momentul când spui că nu există absolut niciun cost al cooperării, asta, trebuie să precizez, pentru că nu ai cum să lași toate toți torenții pe care e adevărat, noi luăm 700 de megabytes ca să vedem un film. Acum luăm 4, 65 sau 7 sau 8 ca să vedem o calitate mult mai mare. Dar consecințele argumentului tău cam astea ar fi. Și un alt lucru, ca să te poți juca, acum iar practic, să te poți juca, ai nevoie de un laptop bun ca să ții și la SID și de un internet sau un modem, pentru că dacă ai fără fibră, înțelegi? Și acolo iar atrage niște costuri, că trebuie să faci o investiție să iei un calculator bun care să-ți suporte chestia asta. Eu îți garantez că un calculator de 1200 de lei nu ți-e ținut și să te joci ceva și să ai. Adică să asum că acum cu toții nu mai trebuie să mai plătim nimic, mi se pare puțin că n-am spus. Am spus că costurile sunt aproape zero. Și revoluția tehnologică le va aduce într-un punct în care chiar vor fi aproape zero. Adică un tera se va transforma în 5 tera, în 50 de tera, în 1 milion de tera. Dacă o să ajungem să avem 1 milion de tera, cred că vii safe. Adică, practic, să depășim că... Sau ne cărăm de pe tera, da. Ideea mea, dar era următoare. Putem traduce această... Hai să spunem, obligație morală de a coopera atunci când costurile sunt aproape zero. Cu următoarea maximă, dacă vrei, practic, da? Să lași la SID câte vreo dată. A, să existe. Să există, știi? Ceva de genul ăsta. Nu mă gândeam să lași forever and ever, pentru totdeauna, pentru tot restul vieții tale. Tot ce este și ca. Lucrul ăsta. Da, mai degrabă ce... Imaginația unul la... Exact. Deci ce m-a interesat pe mine e mai degrabă o poziție care nu ține exclusiv doar de aspectul ăsta. Și în ce măsură, acceptând întregul cadrul conceptual al teoriei jocurilor, în care oamenii sunt autointeresați, în care se coordonează, se cooperează, în anumite jocuri de genul ăsta, plus ultimatum, cum a zis Constantin, în ce măsură, da, în care dacă asumăm că în principiu costurile sunt aproape zero, dacă nu avem cumva obligație morală de a coopera cu ceilalți. Asta e argumentul ce înseamnă obligație morală în cazul ăsta și nu ai transpune ceea ce mostră costurile și via jocurile. Dar acum, a doua întrebare, pănesc cam că pot. Nu știu în ce măsură, cum ai făcut acolo și ce pe jocuri ai pus, nu văd în primul rând între joc cine și cine. Dacă, de obicei, când ai comunitățile astea de damatezi, nu există cum a dat Constantin exemplu cu Strom, care chiar vorbea cu persoana respectivă, aprinde și calculatorul și lasă-mă să termin de luat de la tine. Acolo ai un joc cu toată comunitatea, oricând ai cu toată comunitatea, nu poți să ai situații de timp 5-5, adică comunitatea, tu câștigi mai mult decât, sau plusul pe care ți-l aduce ție interacțiunea, comunitatea respectivă, este mai mare decât plusul pe care îl aduce comunității. Și s-ar putea pe eu să fie diferite, dar asta nu știu exact la nivelul... Asta e din rațiuni de simplificare. Ok. În mod evident, adică interacțiunea care există în mediul online, adică în mediul offline, noi ne vedem unul pe altul, da? Ajungem atunci când intrăm în interacțiuni de genul ăsta în mod recurent să ne cunoaștem anumite pattern-uri comportamentale, să știm cum vom reacționa, cum va reacționa celălalt în situații similare. Dar aici nu interacționezi doar cu un individ, interacționezi de fapt cu o întreagă comunitate sau cu acea parte a comunității de unde se reconstruiește fișierul, de unde practic se construiește fișierul tău, video MP3, PDF,
de la respectivii indivizi cu care interacționezi. Eu am încercat să reduc, da? Să reduc, practic, jocul pe care tu îl joci cu întreaga comunitate, doar la un singur individ. Am asumat ce ar face doi care, nu știu, încerc să identific un utilizator generic și să mă gândesc dacă aș coopera cu el sau nu. Da, da, deci e... problema e cu... Tocmai societățile, să le numim societăți sau comunități, comunitățile astea au aspectul, tocmai tu, acu, poate încerca să interacționezi cu comunitatea. Știi? Adică, pe Strong DC poți să înțeleg. Eu când am văzut acolo exemplu, credeam că la Strong până când Constantin a spus că uite și chiar cazul ăsta. Anyway, probabil dacă ai spus că ai mulțumită pentru a simplifica și a prezenta lucrurile astea, discuția poate să continue și să... Mulțumesc! Vreau să tu vorbeai de datoria morală în condiții zero, neglijabile, imperceptibile, whatever, poți să folosești. Dar mi s-a părut pur și simplu mai stipulat. Adică de ce avem datoria asta? Pentru că pur și simplu ai zis că avem datoria asta că avem tot în zero. N-am un răspuns la asta. Am spus că mă tot gândesc la asta. A, deci, a, ok. Mi s-a părut, da, mi s-a părut. Asta e. Nu mi-a un argument și mie mi s-a părut mai mult ai stipulat. Adică pur și simplu crezi că așa stau lucrurile și întrebam de ce. E o datorie morală. Asta ar fi una, dar vreau legată de distinția pe care ai încercat cumva să arăți că nu prezintă o mare problemă, și anume aia dintre convențional și moral. Da? Și replica ta era că nimeni niciodată n-a stabilit cu precizie. Nu, a zis că e o mare problemă. Da, dacă nu afectează, pentru că nimeni niciodată n-a trasat cu precizie distinția asta dintre convențional și moral. Dar cred că a zis ceva și mai tare, că e aproape că nu e posibil să aproape că nici nu e posibil, dar... Acum, asta nu știu cât de satisfăcătoare e replica asta, pentru că nimeni niciodată n-a trasat cu precizie nici distinția dintre bine și rău, dar cu toate astea foarte multe situații știm, cu precizie. Deci același lucru putem spune și despre convențional moral. Odată pentru totdeauna nu s-a stabilit cu precizie distinția asta, dar în foarte multe situații știm cu precizie. Dar ca un criteriu general, nu am ajuns la un consens. Sunt tot felul de teste unde copiii mici, de exemplu, fac o diferență foarte clară între a nu te duce la premierul șlap, da, și a trage de păr pe colegi. Îl doare. Deci, din punctul ăsta de vedere, sunt contexte în care poți să stabilești cu precizie diferența asta. Ei, de asta zic că poate în situația ta trebuie să vezi dacă pe domeniul tău granițele astea sunt mai vagi decât pe alte domenii. Dar cred că nu poți să zici doar așa că la modul general nu s-a stabilit cu precizie distinția asta. Da, bine, probabil cea mai eficientă sau cea mai eficient lucru de făcut aici este să iei fel de fel de comunități, da? Și să le întreb pe ele cum se raportează la activitatea pe care o practică, da? Adică cum se raportează sau dacă consideră că ei, pentru că pentru ei seeding-ul este cumva sau are cumva conotații morale. Și dacă are cumva conotații morale, înseamnă că nu le distinge între acest tip de cooperare și alte tipuri de cooperare. Până acum însă nu s-au făcut multe studii de genul acesta. Există câteva, dar sunt conduse mai degrabă în termen de care sunt motivele pentru care faceți, mă rog, seeding, faceți și alte chestii. Cazul hackerului e o chestie mișto, cam. Tot acum vedeam interviuri de astea unde era întrebat hackerul, bă, dar de ce ai făcut nenorocirea aia? Bă, păi nu, aia nu e nenorocire. Aia era o provocare. Deci, ceea ce pentru noi avea o conotație morală, pentru hacker era o chestie tehnică. Sau să, nu știu, să rezolve un puzzle, o chestie de genul ăsta. Da, dar cred că analogia nu este aici. Da, ceva de genul ăsta. Da, aici discutăm totuși despre altceva, da? Adică discutăm despre consumatorii uzuali, nu intelectuali. Și despre încercarea lor de a avea acces la respectivele bunuri, ținând cont de niște constrângeri tehnice cum este protocolul de față. Da?
întrebarea care apare de aici este în ce măsură acest proces, da, care există între acești indivizi, între acești agenți, are sau nu are o relevanță sau poate sau nu poate să fie supus unei discuții de natură morală. Și aici opțiunea mea metodologică a fost pentru o abordare, ca să zic așa, evoluționistă. Tocmai pentru că, de fapt, abordarea tradițională, fie kantiană, fie utilitaristă, nu m-a ajutat cu nimic. Pentru că respectivele abordări nu m-a ajutat sub nicio formă să înțeleg exact de ce oamenii fac asta. Pentru că abordările astea vin de la bun început cu rețeta morală. Da? Da, nu, eu am înțeles că tu vrei, zici, domnule, prin mecanismul ăsta evoluționist, eu explic emergența normelor. Și problema era cum diferențiezi între norme morale și norme de un alt tip. Se pare că ai nevoie de altceva pe lângă asta să explici. Și anume o sondare, totuși, a oamenilor cum se raportează la chestia asta. Da, uite, un răspuns ar fi acțiunea sau, mă rog, reacția oamenilor din mediul offline. Atunci când a fost celebrul caz cu Pirate, da? Când a venit poliția să-i vedeze și a sărtat, efectul a fost tocmai, coalizarea unor anumite facțiuni și părți ale tuturor piraților din mediul online într-o anumită direcție politică, spre exemplu. Ceea ce înseamnă că există ceva mai mult decât simpla nevoie de a avea acces la anumite bunuri de natură intelectuală care guvernează cumva interacțiunea dintre individi. Există ceva de natură normativă la ce neapărat normativ. Nu, sunt niște așteptări. Că există niște așteptări, că există un anumit proces de reflexie privitor la întregul proces care depășește cumva, granițele unor convenții care țin de, nu știu, circulație, pe exemplu. Da? Adică există un angajament, cumva, nu neapărat existențial, dar există un angajament în această practică. Și asta trece, e separat de alegerea națională, cumva. Sau e pre... Poate să fie, nu, poate să fie atât un efect, cât și o confirmare empirică a existenței acelor norme sociale care se opun normelor oficiale care vin, după cum a spus și Costa mai devreme, top-down. Adică e răspunsul bottom-up la acel top-down constrângător din partea statului sau organismului suprastatal. Pentru da. Întrebarea mea e destul de simplă. Dacă nu cumva avansul tehnologic de care vorbești scoate toată problema asta cu cooperării din sfera moralului. Adică în condițiile în care a face seeding e ok pentru toată lumea și e situația cea mai de dorit, nu mai e o dilemă morală la mijloc în privința cooperării. Problema morală se pune doar în privința a cât de ok este să aduci... Identitatea per se. Da, dacă e cât de ok este să aduci lucruri din sfera proprietății intelectuale private în domeniul public. Pe când atunci, nu știu, acum 10 ani, când nu aveam bandă largă ca acum și hard-uri de 1 tera, se putea vorbi de cât de moralitatea cooperării. Pentru că atunci când părțile erau tentate să nu coopereze, era nevoie de un, nu știu, un discurs moral care să te facă să cooperezi, să alegi varianta cooperării și să nu îți închizi calculatorul după ce îți downloadai lucrurile de care aveai nevoie. Atunci, într-adevăr, se punea problema asta în sfera discursului moral. În sfera problematicii morale. Acum e mai mult o alegere automată, din moment ce e profitabil pentru toți participanții să facă seeding, toți vor face seeding și nu vor mai exista oameni care nu cooperează. E mai puțin o obligație morală cât un lucru pe care îl face automat pentru că e rațional. Da, bine, asta, adică răspunsul meu ar trebui să conțină cumva răspunsul la întrebarea cu care am încheiat prezentarea, și anume în ce măsură avem o obligație morală de a coopera atunci când costurile tind către zero. Iar un răspuns la această întrebare, momentan, nu am. Pentru că răspunsul e... Da. Scuze-mă. Răspunsul e că
cooperezi pentru că e rațional, costurile fiind zero, e normal să faci asta. Dimpotrivă, după schema de pe tablă, există beneficii ale cooperării. Da, există beneficii ale cooperării, dar există beneficii ale cooperării. Care întrec costurile. Și cumva e rațional să cooperezi. Nu e nevoie de obligație morală, nu e nevoie de un discurs moral care să vină din urmă și să te facă să cooperezi. Acest discurs moral e necesar doar în cazurile în care schema nu e foarte favorabilă cooperării, cum se întâmpla în primul caz. Tocmai cumva asta încerc să spun, că avansul tehnologic pe care îl semnalezi scoate din sfera problematicii morale această problemă a cooperării în rețea. Și atunci concluzia e că persoanele care nu cooperează nu sunt imorale, ci sunt iraționale? Da. Cumva nu există motive să nu cooperezi în condițiile date. De când nu știu, dacă ai alte considerente morale legate de drepturile de proprietate intelectuală sau dacă, nu știu, ți-e teamă totuși, în mod irațional, în România să nu fii trimis în judecată pentru piraterie pe internet. Dar, oricum, problemele morale de aici sunt două. Prima este cea din jurul proprietății intelectuale, cât de ok este să o încălcăm în felul ăsta, și a doua este cât de ok este să cooperăm sau să nu cooperăm în condițiile date, în rețea. Da, nu se răspund la prima întrebare. Da, e ok. Da. Conform secundelor încercărilor de justificare ratate, ai ratat prima prezentare, ale proprietății intelectuale, pentru că nu găsim o justificare nici măcar contextual. Ba da, contextual sunt momente în care zici, poate atât mai bine să nu fac file sharing. Dar sunt foarte, în general, nu există niciun argument puternic din niciuna din tradițiile morale, inclusiv cea fumeană, pentru proprietatea intelectuală. Ba mai mult, instituția ca atare, în momentul în care, în ultima sută de ani, se mută de pe o... E și ce o miră între două culturi, cea pragmatic-utilitaristă americană și cea a drepturilor naturale europeană. Și din ce o miră asta, s-a făcut o instituție a proprietății intelectuale, care, în interior, are cel puțin două elemente în contradicție. Ce vine din tradiția utilitaristă și ce vine din tradiția drepturilor naturale. Așa că mi-am permis să-ți dau răspunsul. Nu cred că ridică probleme morale. Prezentarea de azi și toată discuția s-a centrat pe a doua problemă. Da, prima, am zis că am rezolvat o semestru întâi. S-a rezolvat. Da, cât privește partea a doua. Ok, bun. Totuși nu văd de ce asta este o rezolvă, adică nu văd de ce punem neapărat punct. Adică să traducem a fi moral, a fi rațional și a fi moral, a fi rațional. Nu, adică era foarte rațional să cooperezi și în dilema prizonierului. Reiterat. Un individ nu cooperează nici atunci. Adică nu văd de ce... Ăsta este răspunsul, e... Cum ar zice, mă rog, beam la sfârșitul istoriei, ăsta să fie sfârșitul moralității în mediul online. Știi? Nu văd exact cum ajută traducerea acestor doi termeni. Știi? Adică următorul pas e să asumăm că ai obligații să fii rațional. Sau că ai obligație să încerci să nu fii rațional? E, întrebarea mea la întrebarea ta este care e relevanța practică morală a acestei traduceri, știi? Pe de altă parte, trendul în prezent este, deși trendul tehnologic este către reducerea costurilor, trendul politic, trendul instituțional este către ridicarea costurilor în materie de siguranță offline, ca să zic. Adică, deși tehnologia progresează și ne ajută să scădem pe cât de mult posibil costurile cu cooperarea, e posibil ca normele statului, după cum am spus și eu și a spus și Constantin, să se traducă în polițistul care îți bate la ușă. Și atunci, da, vom asista din nou la o redefinire a ceea ce înseamnă cooperare în mediul online. Da. 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 Eu am doar un mic comentariu. Cum este, știți, eu acum am avut revelația că inițială nu am intrat și nu fac, toată lumea e interesantă de CV. Normal.
toată lumea și face. Viața e opera noastră, adică singur. Pentru am o întrebare, pentru că sunt consoliat. Tu, ți-a părut că e foarte simplu de rezolvat în cheia utilitaristă, accesul liber la cunoaștere, la informație, la tot ce înseamnă civilizația umană, câștigul civilizației umane. Eu mă întreb dacă chiar asta poate să însemne creșterea fericirii tuturor. Pentru că experiența mea îmi spune următorul lucru. De câte ori îmi întreb studenți mei, voi v-ați dus pe internet să vă uitați la niște imagini de microscopie electronică, nu mi se pare deloc fericiți. Deși acces e liber. Și atunci asta și mă întreb, trebuie să mă simt vinovat din punct de vedere moral, că eu practic blochez fericirea lor. Deci, numai dacă ne gândim la ca omul să facă numai ce îi face, numai ce îi place. Păi, da, de acolo plecam, adică ziceam, ar crește gradul de fericire general, în sensul în care dacă avem acces la tot, unii, în loc să stea și să urmărească niște filme documentare sau să citească niște texte complicate, să vă simțiți foarte bine descărcând, nu știu, filme romantice de categoria B. Spre C, spre D, XXX și așa mai departe. Dar simplu fapt că fiecare ar avea accesul la ceea ce e interesant. Poate că există cel puțin un student care a suferit că nu are acces la nu știu ce atlas, să zicem, sau un atlas de anatomie. Și nu are acces, nu își permite treaba asta. Și îl găsește online. Bun, e unul din 100. Putem traduce și la noi. E un student care suferă că nu are acces la critica rațiunii pure. Din vari motive. Nu poate plăti abonamentul la bibliotecă. Și o găsește online. Asta îl va... Îi va crește cel puțin bunăstarea pentru... Și în termen milieni, bunăstarea lui Socrate e mai important decât bunăstarea porcului care nu avea să filme. Filmele XXX. Nu e. Nu e. Nu e. Judecătorii competenți vă spune asta? Adică oricum ne ajută. Chiar dacă e, chiar dacă nu e. Ăla e fericit că și-a găsit critica. Identitatea asta de ce? Te referi la... Există o comparație animală. Unii vor fi mai fericiți, probabil majoritatea, având acces la acele filme romantice. Există o minoritate care va fi fericită că găsește, nu știu, filme românești din anii 50, care se găsesc atât de greu. De fapt, nu sunt toate pe YouTube. Toate fericite. Da, ca se găseau atât de greu. Unii vor fi fericiți că au acces la nu știu ce atlas sau nu știu ce aplicație. Cum mă bucur eu de fiecare dată când găsesc câte o aplicație gratuită pe tabletă despre creierul uman. Și pot să vizualizez 3D și mă simt gata. Nu mai am nevoie de un curs de neuroștiință, e totul acolo. Sunt atât de fericit că am avut acces la acela la cunoaștere. E clar, acea aplicație e descărcată de 100 de mii de oameni. Aplicația filme romantice extraordinare e descărcată de 100 de milioane de oameni. Dar dacă fiecare, putând să se îndrepte spre ceva legat de interesele sale intelectuale, mai mult sau mai puțin de înalt nivel sau de jos nivel, asta va duce la creșterea fericirii. Acum, problema este, și asta e motivația utilitaristă pentru proprietatea intelectuală. Ok, ne fericim azi, mâine, poimene, autorii vor fi nefericiți, dar dacă facem o agregare a tuturor fericirilor, tot a crescut fericirea. Până când, la un moment dat, autorii o să spună, sunt atât de nefericit că nu mai scriu nimic. Și va o să dispară motivația, adică ar putea să fie un efect pervers. Luăm totul la liber, în general, populația de consumator sau utilizator e foarte fericită. Acea micuță comunitate de creatori e din ce în ce mai nefericită, până când nu va mai crea nimic. Și asta e exact motivul utilitarist pentru care există brevete și drept de autor în Statele Unite. Și, sau în Marea Britanie. Ca să încurajeze autorii să meargă mai departe. Știind că un autor, fără nimic în stomac, e un autor nefericit. Mai avem două intervenții și după aceea... Bună ziua! Eu o să am mai câteva comentarii. Sunt internet marketer și vreau să vă fac niște comentarii, în principal pe partea tehnică. S-a zis la început că sunt niște fișiere și cu cât sunt mai rare, cu atât probabilitatea să fie găsite pe un tracker privat e mai mare. Și este adevărat, voiam să fac o nuanță.
fișierele rare se găsesc mai des pe trackerele private, dar și între ele există o ierarhizare. Adică dacă există pe TheVault.bz, e un tracker foarte bun de cărți business. Dar și pe TheVault. Mai spune o dată. E intrare free, dar trebuie să te înscrii pe Mirc și e un chestionar. E cel mai bun site de documentație business. TheVault.bz, e free, dar e foarte complicată înscrierea, că îți cer un interviu acolo. Și... deci avem niște costuri. Da. Inițial, măcar de tranzacție. Da, trebuie să te duci pe IRC și să răspund la un interviu. Și pe TheVault.bz sunt lucruri pe care nu le găsești în alte părți. Dar chiar și acolo sunt unele care sunt mai partajate și unele mai puțin. E și acolo, se aplică și acolo criteriul popularității. Apoi s-a zis că Google ar fi interesat să sponsorizeze Firefox pentru că în felul acesta și-ar crea o concurență și de fapt i-ar ajuta. E posibil, dar explicația mea e că mai degrabă au interes să oferă o concurență împotriva Internet Explorer decât a propriilor browser. Apoi mi-ar fi plăcut să aud mai mult despre faptul că partajarea poate ajuta de fapt o companie să vândă alte lucruri. Adică un artist are muzica piratată, dar cei care piratează muzica lui au o probabilitate mult mai mare să meargă la concert și cumva să contribuie și m-aș fi așteptat la argumentul acesta. S-a zis că ar fi bine ca în viitor să existe o soluție în care poliția să nu poată să detecteze dacă tu faci file sharing sau nu. Și soluția există și tehnic sumarizată e așa. Închiriezi un virtual private server, adică ceva virtual, un mic calculator într-o țară care nu are nicio problemă cu legislația. Acel calculator îl controlezi de la distanță și îi spun, uite, vreau să downloadez torenții, nu știu ce. Și mă conectez printr-o conexiune securizată la acel calculator și tot ce vede poliția este că eu am un trafic securizat în cantitate foarte mare, dar nu știe ce este acel trafic. Și n-am nicio problemă. În multe discuții pe internet, când se vorbește despre piratare, se vorbește despre net neutrality și poate așa. S-a vorbit mult despre de ce cei care partajează pe internet au o anumită etică, ce îi motivează. Și era, mă rog, în opinia mea, o motivație foarte importantă e legată de necunoaștere. Adică, pe mai multe aspecte. Descarci un torrent și trebuie să știi să-i dai stop. Chiar chestia asta, să știi că îi dai stop, sunt mulți care nu sunt conștienți. Apoi, de ce să-i dai stop? Ai două motive. Unul, traficul de internet. Adică, eu dacă descarc de pe internet și ulterior aplaudez pe un torrent, îmi consumă din bandă. Dar mai face ceva. Fișierul, când cineva ia un fișier de la mine, îl împarte în multe bucăți, dar îl împarte în și mai multe de bucăți decât mi afișează în torrent. Deci sunt un anumit număr de conexiuni. Deci mă afectează faptul că eu dau altora și la bandă și la faptul că eu când încerc să mă conectez la un site, mi se va încărca mai încet acel site pentru că nu pot realiza un număr de conexiuni. În fine, ultima observație e că cu ce afectează pe cineva că eu folosesc uTorrent? Afectează că aproximativ, am citit acum un studiu, 30% din traficul din internet tot din Nord America, în America de Nord, e BitTorrent. Și global, cred că mă aștept să fie mai mare. Și asta are un impact mare. Rom.Telecom are un server YouTube în România, exact pe motivul faptului că banda YouTube e atât de mare în worldwide și în România, încât au nevoie de un server YouTube în România, specific Rom.Telecom. Dacă ai ClickNet, când te conectezi la YouTube, scrie clicknet.ceva.youtube.com. Un server specific României. Asta am pensat. Mulțumesc. Eu? Tema era nu, dacă putem din analiza situației, da, în viitoare, nu? Să facem o evaluare a modului în care apar norme sociale, nu? Nu o evaluare, ci să vedem cum mecanismul, da, să explici apariția emergențelor, dezvoltarea în timp. Întrebarea, la fel, între prima, deci, ultima întrebare ar fi dacă pe limbajul în care face analiza, să ne întrebăm dacă limbajul în care facem analiza, că am zis pirații, și vreau să zic că noi suntem pirații, dar întrebarea mea e oare statul, genul și companiile mari care dețin
ele nu piratează pe net, de fapt, din resursele noastre. În ce sens? Ei au, oricum au un pas înainte. Ei pot să au foarte multă informație care până nu ne interesează. Ei pot să prezică, cred că sociologic chiar, acum chiar și psihologic, modul în care, cum se fac drafturile în America, nu? Dacă poți să vezi un jucător care este anonim inițial, dar îl cumperi de la o echipă anonimă și vii cu 2 milioane și vinzi până cu 200 de milioane, cât ar costa pentru cineva care, de obicei, consumatorii de comun, cred că sunt noi, de fapt, și aflăm într-o epocă mai veche decât cea actuală a internetului, în sensul ăsta. Deci aici este o problemă. Deci, cred că se poate construi un argument și chiar o intuiție că, de fapt, statele, general, companiile, cam și ele piratează, de-aia și tolerează, piratează între ghilimele. De aceea, acest joc este... și a doua întrebare, nu știu, dacă putem, dacă, uitându-ne la această situație, poate fi un punct de pornire, dar oare nu există pe, relativ la cooperare și la venet și la, dacă putem să extindem pe net sau mai pe torent? Asta era întrebarea. Pentru că atunci, dacă extindem și ne gândim că comportamentul, scuzați-vă compania, cel care interacționează pe internet, ca pirații, să zicem, da? Este, pare să fie nealtruist, nu? Poate ar trebui să căutăm și alte, și alte situații. De exemplu, de curând în Turcia, cineva a scăpat întâmplător niște în campania grea să fac niște imagini care au fost puse pe seama despre armata turcă, așa ca niște era ceva la graniță, nu mai știu, cu Siria. Și a fost un foarte bun motiv pentru domnul Erdogan să pună să închidă Twitter-ul. Și, adică exact ceea ce a fost motorul primăverii mișcărilor din acum 2 ani din London. Asta era întrebarea. E prima întrebare, dacă nu cumva și statul, de fapt, și marile companii piratează, de fapt. Da? Și a doua, dacă se poate face o extindere. Dacă nu, ca punct de plecare, dacă nu cumva asta cu acest aspect, sigur că e relevant, dar e un aspect care deja e în altă epocă, de schimbajul epocii, ideea că noi suntem pirați și ei, e o miză, nu devine o miză prea mică. Tu că tu ești. Deci, da, se poate, în mod evident. Asta este o aplicație particulară a unui cadru conceptual care încearcă să explice, plecând de la mintea sensibilitatea la cine sunt oamenii indivizii care interacționează, cum sunt ei și care este natura normelor morale și sociale, am încercat să explic punctual o anumită felicită din internet. Framework-ul poate, în mod evident, fi închins către, adică pretențiile acestui cadru conceptual teoretic, e că sunt aplicabile oricărui tip de interacțiune umană. Deci, prin extensie, da, poate fi extins către orice tip de interacțiune umană. Aia cu piratatul, dacă permit să cumva să explic cum am înțeles. Există clar o asimetrie între utilizatorul casnic, să zicem, amatorul pe internet și industria. Normal, industria e totdeauna cu un pas înainte. Are servere mai puternice, are întotdeauna mâna legală de partea ei și așa mai departe. Și într-un sens, companiile chiar fac piraterie. În fiecare săptămână mai este un scandal că la Microsoft, de fapt, au descoperit că nu știu câte dintre softurile folosite erau fără licență. La Adobe s-a întâmplat același lucru. Dar aș vrea să dau un caz, cazul probabil cel mai trist, cel mai repugnant, este biopirateria. Ce fac marele companii farmaceutice, se duc în comunități mai tradiționale, preiau niște leacuri, le brevetează, după care se întorc în acele comunități și le explică că nu mai au voie să folosească acel leac. Asta e, cred, un caz paradigmatic pentru ceea ce face, în general, o industrie legată de o tehnologie, că e farma, că e tehnologia informației, nu contează, într-o relație, într-o simbioză de plină cu statele. Să nu uităm că există piraterie și există privateering.
ceea ce am numit corsarerie sau a fi corsat. Și asta a existat de la începuturile explorărilor navale. Unii, pe lângă armată, veneau și mergeau la rege și spuneau, nu ne lași pe noi să piratăm pentru tine, dăm 30%, dăm 50%, atacăm navele altora. Și regele se făcea un calcul și spunea, ok, dar cu condiție... Elisabeta I, chiar, celebrul Drake, să spun. Exact, exact. Deci, de multe ori discuții despre istoria pirateriei, ar vorbi despre niște persoane care s-au opus puternic statului. Nu! O mare parte dintre pirați erau, de fapt, corsari. Erau pirați cu voie de la stăpânire. Și cred că asta se întâmplă și astăzi. Companiile au voie să capitalizeze și să-și ia proprietate privată enorm de multe elemente care, într-un fel sau altul, aparțin domeniului public, îndeplin acord cu statul, care zice, nu, nu sunteți pirați, sunteți corsarii mei. Dar nu știu dacă da. Mi-a dat dreptate, deci e ok. Mulțumim colegilor noștri. Vreau să fac 3 anunțuri pentru... Și noi vreau să facem unul. Da? Prioritate, în urmă cu 2 ani de zile am scris un text despre evoluția partidelor piraților în Europa. Și am făcut 3 predicții la final. Se pare că rezultatele din acest an, de la alegerile pentru Parlamentul European, o să ne confirme predicții. Deci iată, aveți în față niște oameni care se ocupă de științe sociale. Și care fac predicții care se vor împlini. Sunt foarte mulți, foarte mulți. Autografe. Și care sunt rezultatele pe care trebuie să le așteptăm? Să iasă să fie bine. Să fie bine la pirații. Nu, faptul că și-au modificat programele politice, noi am făcut câteva predicții în urmă cu 2 ani, că vor migra spre un fel de a face politica și spre un centru, spre alegători. Și prezenția voastră este corsă și respecte ce-au modificat? Nu, pe Domnești, nu am pot să schimbe agendele. Prezentarea că o să ne punem în trafie. Prezentarea că vor deveni mainstream de tot, nu? Da, au făcut în Germania. Exact. Tocmai care a separat tocmai. Da. Vreau să vă invit săptămâna viitoare pe 21 mai la... 21 mai, ți-ai zis, da? 22? 22. Rectificăm. La întâlnirea de Centrului de Etică Aplicată va fi invitat Toni Cipea și critic domnul profesor Marții Bureșan. Înainte de asta, la ora 17, va fi organizat un speech de către domnul Monar și cred că am... De la Universitatea Melbourne din Australia, de la Centrul de Etică Aplicată de acolo. Decernarea titlului honoris causa a domnului Julian Săpulescu la Facultatea de Drept pe 27-a, 5-a, ora 11. La rectora suna. Așa. Sunteți invitați, intrarea liberă. Adică la drept. La drept. Deci vă invităm să participați la ceremonia de întâlnire cu australianul. Michael și numele este nepronunțat. Segeli. Cum? Segeli. Segeli.